Ok, dragilor, acum că ați învățat cum să vă setați audiența pentru reclama voastră, o să trecem la reclama noastră, la reclama noastră în sine și mai exact cum o să o vadă utilizatorii care voi i-ați targetat, să zic așa, da? În primul rând o să-i dați un nume, ca la toate celelalte de până acum, eu i-am spus reclama 1 și în acest video o să vă învăț cum să puneți o imagine, de fapt o reclamă cu o imagine single. Puteți pune și cu imagine carusel, adică selectați mai multe imagini, sau o reclamă tip video, dar această reclamă tip video o să vă explic într-un video viitor cum puteți crea o reclamă video din imagini fără să aveți nevoie de experiență pe editat video. Ok? Bun. O să selectăm aici single image, apoi mergem mai jos și o să trebuiască să alegem o imagine. În primul rând am putea alege o imagine foarte simplu de la noi, din produsele noastre, aceasta să zicem. În schimb, ce prefer eu de fiecare dată și vă recomand și vouă este să o editați puțin înainte. Pentru că, da, într-adevăr arată foarte bine, în schimb, din punctul meu de vedere, este foarte banală, nu atrage cu nimic. Tocmai de aceea, v-am spus eu într-unul din filmulețele trecute, de site-ul Canva. O să mergeți aici pe site-ul Canva și o să selectați voi cum o să vă editați imaginea, să zic așa. Eu deja am editat mai multe tipuri de imagini, le vedeți aici, dar o să facem una împreună acum ca să vedeți cât este de ușor. Mergem pe Facebook Post, o să selectăm un design pentru că asta este fain la Canva, pentru că au foarte multe designuri. O să selectăm de exemplu acesta, da? Și mergem pe partea de upload, uploadăm o imagine, să zicem aceasta, așteptăm să se încarce. După ce s-a încărcat, pur și simplu o tragem aici și o să ni se înlocuiască, ia să vedem, cred că atât este perfect, o să ni se înlocuiască background-ul. Iar acest text îl putem schimba într-un alt fel. Să zicem aici, putem pune în felul următor. Dăm double click, facem show your love for your pet. O să o mai micșorăm puțin pentru a se încadra în această. Asta aici punem fashion bull sau bulldog pendant. O să selectăm acest titlu. La fel o să-l micșorăm pentru a încăpea în această parte și putem pune aici jos un mesaj de genul 50% off sales only today. Da? Și pur și simplu am făcut un design mult mai atractiv pentru asta. Sau cel puțin arată puțin mai profesional pentru cel care va vedea pentru prima oară această reclamă. După ce reclama noastră după ce imaginea noastră s-a downloadat, o să mergem aici, bineînțeles. Se pare că avem o problemă, că mi s-a resetat Facebook-ul, dar nu e nicio problemă. Mergem, așteptăm să se încarce. De fiecare dată, dacă cumva o să aveți o problemă cu conexiunea, Facebook va salva totul în spate și veți ajunge înapoi pe pagina pe care erați inițial, da? Bun. Și acum selectăm imaginea noastră. Haideți să vedem, o să o selectăm pe aceasta. Haideți să vedem cum o putem încadra, să arate foarte, foarte bine. Ia să vedem. Pe partea de mobil feed va arăta ceva de genul. Ia să vedem dacă o putem cropa puțin. Așa arată pe Instagram, iar pe am putea selecta doar atât. Uitați. Sau ceva de genul. Să încadrăm și textul, dar să încadrăm și colierul, da? Ia să vedem. După ce suntem mulțumiți cu imaginea noastră, da, mi se pare că arată mult, mult mai ok. Haideți să vedem, așa arată pe desktop feed. Puteți vedea exact unde vor apărea reclamele voastre și pe Instagram. Pe Instagram arată foarte, foarte bine. Bineînțeles, acesta este doar un exemplu, nu trebuie să-l luați doar pe acesta. Eu am mai făcut aici, mi se pare foarte, foarte fain și unul imediat vi-l arăt după ce se încarcă. Mi se pare că și acest design a ieșit extraordinar de bine, dar și acesta. Voi va trebui să selectați un template de pe Canva și apoi să vă jucați cu el până vă iese o imagine foarte, foarte bine. Da? Bun. Aici mai jos o să trebuiască să punem un text. Da? Haideți să... Eu am zis să copiem textul acesta, să zicem.
și îl punem aici. După cum vedeți, mai ales pentru că Facebook este o rețea socială, la fel ca și la descrierea produsului, voi trebuie să aveți grijă când puneți o descriere, pentru că vreți ca omul acela să intre la voi pe imagine, să-i prezentați niște beneficii. Acest text pe care eu l-am folosit deja la produsul meu, îl folosesc și aici, pentru că nu vrem ca atunci când un om intră pe reclama noastră, de fapt nici nu o să intre pe reclama noastră, pentru că ne dorim ca acel om să se oprească din scrollare pe Facebook, că practic Facebook este o rețea socială, nu este doar pentru advertising și asta dorește și Facebook-ul. Atunci când postarea ta va avea un engagement mai mare sau poate când cineva va da like, Facebook va urca acea postare și costul pe ad to chart sau purchase va fi unul mai mic, deoarece va avea engagement acea postare, pentru că în primul și în primul rând v-am zis, Facebook este o rețea socială și trebuie să avem cât mai mult engagement. Foarte important să nu folosiți like pentru a câștiga ceva sau nu știu, să încurajați la like. Dă like acum și poți câștiga o reducere. Niciodată nu trebuie să faceți asta. Până acum un an, de fapt până în februarie anul acesta, Facebook lăsa aceste postări. Acum ei nu le mai acceptă și sunt șanse ca și contul vostru să fie desfințat, să fie închis pentru totdeauna. Tocmai de aceea nu folosiți încurajarea la like, încurajarea la share. Știți că sunt diverse postări pe care cred că le mai vedeți și acum. Dă like aici să câștigi ceva sau dă share și poți avea un discount. Voi trebuie să folosiți un text care să fie cât mai catchy, să zic așa, pentru clientul vostru. Să aveți o imagine care să placă, să arate foarte bine sau un video, bineînțeles, și să nu folosiți voi engagement fals. Dacă e să-l facă clientul, este foarte important ca engagementul să vină de la sine, nu să fie încurajat de voi, ok? Și ca să vă mai dau un exemplu, pentru că este o postare pe Facebook, aceasta poate să fie foarte drăguță așa prin niște chestii. De exemplu, o să intrăm pe Emojipedia, este un site care practic are toată baza de date de emoticoane și o să mergem, să zicem așa, o să mergem pe Fire, o să vă explic imediat și o să vedeți pe ce este vorba. Dacă vă uitați, vă arată exact cum arată pe fiecare, nu știu, pe Facebook, pe Messenger, pe Twitter, pe WhatsApp, bla bla bla, da? Îi dăm copy și apoi mergem aici, punem 50%, chiar dacă se vede și în imagine, 50% sales today. Încercați să nu folosiți diacritice, sunt șanse ca Facebook să nu vă accepte reclamă. Today, putem pune și, nu știu, dacă avem shipping, de exemplu. Căutăm shipping și ne apare ceva cât de cât despre shipping. Dăm copy. Free shipping și hai să punem un dog, pentru că vrem ca această postare să fie cât mai drăguță, cât mai atractivă pentru clientul final, pentru că să nu fie o simplă postare doar cu scris, da? Și tocmai de aceea punem și aici get yours now. Astfel, postarea noastră, uitați aici în preview, arată mult, mult, mult mai bine, da? Pentru că are niște elemente foarte drăguțe așa pentru clientul nostru. E mult mai probabil ca pe aceasta să intre mai multe persoane decât dacă am fi lăsat un simplu text fără emoticoane și cu o imagine foarte, foarte simplă. Aici mai jos o să trebuiască să punem link-ul către produsul nostru, da? Titlul e automat sau îl putem completa noi. Iar aici, în loc de Learn More, pentru că este butonul, de fapt este acțiunea pe care vrem noi să o facă clientul care intră la noi, este de Shop Now, pentru că asta vrem să facă. Bun, o să punem Shop Now. Eu am pus link-ul către produsul meu și așa vă recomand și vă o să faceți. Sunt unii care pun link către site, doar că atunci când un om va intra pe acest produs, vrem ca el să fie trimis direct pe site și să continue cu acel produs. Nu vrem să îl dăm peste cap. Vrem să urmăm un flow normal. Și nu uitați, la fel ca și la descrierea produsului, este foarte importantă descrierea reclamei. Să fie catchy și să aibă tot felul de exemplu, dacă putem pune aceste emoticoane, 50% sales today, free shipping, get yours now. Atrag clienții. Este foarte important să le folosim, pentru că și
firmele mari le folosesc. Da? Și ca să vedeți și alte postări, alte reclame, o să vă arăt într-unul din filmulețe viitoare două site-uri foarte bune în care puteți vedea exemple de reclame și prin ce se diferențiază ele de alte reclame. Ok? Bun. După ce ați terminat reclama voastră, deci reclama noastră are o descriere frumoasă, are emoticoane care atrag, în primul rând are o imagine destul de atrăgătoare și butonul de Shop Now. Ok? O să dăm confirm. După ce dați confirm, sunt șanse ca Facebook să vă ceară datele de pe cardul vostru, asta în cazul în care nu le-ați pus deja. Nu vă faceți probleme, este totul normal și aceste date trebuie puse, da? În momentul de față, uitați că ne apare reclama noastră. Haideți să vedem. Și este în review, da? Este în review pentru că în momentul de față cineva de la Facebook va aștepta, de fapt reclama noastră așteaptă aprobare de la Facebook. În câteva minute ea va fi up and running, să zic așa, doar dacă există o problemă cu ea, veți primi o notificare și vă va spune ce va trebui să modificați. Nu știu, poate imaginea nu este acceptată, poate aveți prea mult text, că este foarte important. Imagine trebuie să aibă cât mai puțin text. Tocmai de aceea am încercat să fac un design care să aibă mai puțin text și nu unul foarte scris cu litere foarte mari peste tot, pentru că nu-l va accepta Facebook-ul, ok? După ce ați semnat cu asta, vreau să vă felicit, aveți prima voastră reclamă pe Facebook. Aveți o reclamă care am știut exact cum să-i targetăm pe cei care vor cumpăra colierul nostru și mai mult decât atât, reclama noastră are o imagine plăcută care atrage, are un text la fel care atrage, acele emoticoane, deci tocmai asta este foarte important, să puneți la punct adul vostru cât mai bine, adică gândiți-vă, v-am zis încă o dată, Facebook este o rețea socială și asta și dorește. Îți dorești engagement, îți dorești ca omul să intre la tine pe reclama ta, nu poți să faci o simplă reclamă. Într-adevăr, acum câțiva ani era mai simplu, acum este puțin mai complex, să zic așa, nume complicat, în care trebuie să fii atent și să gândești exact, să te pui în locul clientului tău, cam cum ai vrea ca reclama ta să arate cât mai bine. Ok? Bun, ne vedem în filmulețul următor, unde o să vă arăt cum puteți face un videoclip din imagini simple pentru a-l folosi ca și reclamă la voi pe Facebook. Ne vedem în lecția următoare.